Este bună pentru cei care lucrează pe salariul minim pe economie în România. Acesta va crește din luna iulie a acestui an. Guvernul a aprobat hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3700 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2024, față de 3300 de lei cât este în prezent. Începând cu 1 iulie 2024, un angajat plătit cu salariul minim brut de 3700 de lei va avea un salariu net de 2363 de lei, iar salariul complet, costul total suportat de angajator, ar fi de 3777 de lei. Angajații vor primi astfel în plus 284 de lei pe lună, față de nivelul salarial din iunie 2024. Până acum, salariul minim brut pe țară garantat în plată era de 3300 de lei, respectiv 2079 de lei net, costul total suportat de angajator fiind de 3377. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și de creșterea sumei neimpozitabile vor beneficia peste 1,8 milioane de salariați, respectiv toți angajații care se regăsesc în intervalul de salarizare 3300-3700 de lei, susține guvernul.